prețioasă. Mergem mai departe, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a încetat din viață. Anunțul a fost făcut chiar în această dimineață. Profesorul Constantin Bălăceanu Stolnici, membru de altfel de onoare al Academiei Române, doctor honoris causa al mai multor universități din țară și membru al mai multor mari instituții de cercetări științifice, iată că a murit în această dimineață. Colega mea, Mihaela Bârzilă, a realizat în urmă cu o lună, atunci când reputatul profesor a împlinit 100 de ani, a realizat un interviu. Mihaela Bârzilă, realizator Antena 3 CNN, este în acest moment în legătură telefonică directă cu noi. Mihaela, te ascultăm. Mulțumesc, Linda. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul academician. Am avut onoarea să fac ultimul interviu, cred, cu domnul academician Constantin Bălăceanu Stolnici, când a împlinit 100 de ani. În această vară, pe scena Academiei Române, erau numai somități în sală, a fost un moment deosebit. Se deplasa cu mare greutate atunci, oricum își petrecea timpul într-un scaun cu rotile, dar avea mintea brici. Cei de pe scenă l-au aplaudat îndelung, Linda, pentru că avea un umor deosebit. Era un om care nu a ieșit niciodată la pensie, dacă vă puteți imagina, la 100 de ani încă nu ieșise la pensie și preda, lucra cu carte de muncă la Universitatea Ecologică, era profesor, preda 3 cursuri, un curs de anatomie a sistemului nervos, un curs de genetică, un curs de antropologie și l-am întrebat, am mai făcut un interviu și la 98 de ani când l-am sărbătorit cu tort, chiar la domnia sa acasă, o casă deosebită, era considerat ultimul boier al României și l-am întrebat atunci, Linda, până la ce vârstă vreți să mai lucrați? Și mi-a răspuns domnul academician, eu zic că lucrez până la sfârșit. Eu am oroare de omul parazit. Eu nu m-am plictisit niciodată. Mihaela, l-am întrebat și ce sfaturi are pentru tineri. Care ți-a rămas în minte la acest interviu? Poate o replică, poate un moment, poate o vorbă? Au fost două interviuri și mă bucur că am avut această șansă, Linda. Acest ultim interviu de pe scena Academiei va rămâne cu siguranță în arhivele noastre. Este un interviu de colecție și veți vedea la ora 13 la News Magazine ce mesaj extrem de important le-a transmis tinerilor din ziua de azi care nu-și mai găsesc reperele. Un om de o luciditate extraordinară, spuneau toate somitățile care erau în sală și aș cita acum din interviul pe care mi l-a acordat la 98 de ani, cum vă mențineți creierul tânăr la 98 de ani, l-am întrebat atunci și mi-a spus așa, eu nu-l antrenez, am treabă multă, de-abia mă ajunge timpul, lucrez de dimineață, mă așez la calculator, scriu, citesc, călătoresc virtual pe internet, citesc articole, informații, aspecte de cultură, asist la piese de teatru, la concerte, mă plimb, merg și mă mai plimb prin oraș, fac excursie, așa că am o activitate intelectuală și culturală foarte intensă pe grafica calculatorului, am încheiat citatul. Sunt multe vorbe de duh care au rămas în urma acestui mare academician. Veți vedea ultimul interviu la ora 13 la News Magazine și colega mea Florentina Fântânaru a realizat un interviu tot anul acesta, tot un interviu de colecție. Dumnezeu să-l odihnească pe domnul profesor. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, pentru această intervenție. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a murit, doamnelor și domnilor, în această dimineață la vârsta de 100 de ani.